Accidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei 20, în zona trecerii la nivel cu calea ferată din Verești la ieșire spre Salcea. Un tânăr în vârstă de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, a circulat cu viteză dinspre Verești spre Salcea și nu a reușit să vireze dreapta la trecerea la nivel cu calea ferată. Mașina a scăpat de sub control, a pătruns pe un drum secundar, pietruit în paralel cu calea ferată, după care a ieșit în decor, a rupt un copac și apoi a pătruns pe terasamentul căii ferate, unde a intrat în coliziune cu un stâlp de la rețeaua de alimentare cu energie electrică a locomotivelor. În urma impactului, stâlpul s-a rupt și a căzut pe calea ferată, acolo unde firele au făcut scurt la contactul cu șinele. Traficul feroviar a fost blocat complet între Verești și Suceava. La locul accidentului au ajuns echipaje de poliție și pompieri militari. Șoferul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital. Autoritățile fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.